Dacă cineva mi-ar fi spus, bă, business-ul ăsta într-o săptămână se duce în zero, aș fi spus că este o glumă odioasă. Da, așa e. Se duce și nu ai, ești spectator. S-a micșorat numărul de clienți de la o seară la alta. După aia s-au speriat oamenii, angajații, cum să spun, cu acest drept, evident. Și după aia noi ne-am hotărât că riscul este prea mare pentru prea mulți oameni și am închis. A fost ce pui mai presus de tot și în cazul nostru am ales că suntem 10 oameni în barca asta și că e important să trecem toți dincolo. Și am ales să trimitem oameni acasă, să închidem barul pentru siguranța tuturor și a noastră și a clienților și să le plătim salariile. Asta a fost alegerea pe care am făcut-o atunci. Ne-am făcut socotelile și în niciuna dintre variante n-a fost un happy end. Și atunci ne-am hotărât să chemăm 2 oameni de acasă și să facem mâncare, să ne anunțăm cei mai apropiați clienți că le putem livra mâncare caldă în fiecare zi la un preț decent. Ne asigurăm că facem asta cât se poate de curat și cât se poate cu băgare de seamă și cu grijă vis-a-vis de tot ce se întâmplă. Și sperăm cu acest lucru să reușim să plătim salariile celorlalți oameni care stau acasă acum. Asta încerc să obțin. Adică acolo nu vreau să fac, nu vreau să trebuiască să negociez cu ei și să le spun mai așteptați-mă cu banii o lună de zile. La furnizor aș putea să încerc acest lucru. Acolo e greu și nici nu propun. Adică aia trebuie acoperită. Vedem. Deocamdată e prea devreme să tragem concluzii. Putem doar să ne focusăm pe ce avem de făcut acum, cât timp s-o mai putea face, câte zile s-o mai putea face, să mai reducem puțin din pierdere. Sentimentul este că, nu știu, te lupți 3 ani să ridici un business, cum poți tu să o faci mai bine și cu investiție de bani de suflet și de muncă și în 3 zile e jos, jos, jos.